ciupă motorul. Uite ce bine este. Sper să nu iau nicio căpușă. Să ne continuăm traseul bucățică. Ce mai uitați cu aici? E vacă cu balegă. Ciorbă de burtă ca la coada vaci. Așa este. Aici am dormit noi seara. A fost super bine. Aer condiționat. Patul a fost confortabil, chiar ne-a plăcut. Un frigider micuț aici, dar eu zic că e destul. Desigur, un televizor, nu că ar vrea cineva să se uite la el, dar e ok. Cam mic tot, uite, adică na, noi avem cam 1,70 m. E mic, dar stai super bine, decât să stai la cort. Aceasta este baia de la Căsuțele Verzi. Are o ghiuvețică micuță, toaletă, un duș cu apă caldă, foarte important, gel de duș, o oglindă. Asta a fost cazarea noastră, care ne-a costat 170 de lei pe noapte. E curat, e plăcut, primitor. Oamenii care dețin aceste căsuțe sunt foarte de treabă și fac datorie așa cum trebuie. Hai să vă arăt ce mai este pe aici, pe la Căsuța Verde. Avem un loc foarte fain unde putem să facem grătar. Ai și o ghiuvețică. Mai ales aici să întorci mititeii. Vrei o gură de bere sau de suc și te uiți la priveliște. Sus este un loc de luat masa. Aici mai avem două foișoare. Unul mai mic și unul mai mare. Totul este foarte îngrijit, este curat, prețurile sunt bune, după cum v-am spus, 170 de lei pe noapte. Ai propria ta baie, așternuturi curate, tot ce ai nevoie să te odihnești o seară după un drum cu motoreta. Un balansoar care mă și ține, este super plăcut, relaxant să te dai în el și să te uiți la această priveliște minunată. Aici este sala de mese, uitați-l și pe bucățică. Ai unde să mănânci, să-ți încălzești ceva la microunde, să-ți faci o cafeluță. Bineînțeles că ei au cafea, muștar, tot ce trebuie, ulei, zahăr, absolut de toate. Iată, foarte drăguț totul. Au și muzică, dacă vrei să dai party. Să vă arăt și cealaltă zonă de relaxare, care mie una îmi place extraordinar de mult. O să stai pe șezlong. Mai sunt niște locuri unde poți să te relaxezi. Arată foarte bine. Iar priveliștea, sincer, priveliștea e de milioane. O să ne bem și noi cafeaua și apoi o să pornim pe Transalpina. Rămâneți alături de noi și nu uitați să dați like! Să vă prezint și bucățică motorul. Avem aici un BMW R1200 GS Adventure de 1200 de centimetri cubi, 108 cai, full option, suspensie electronică, cutii de transport, top case, suport de telefon, tot ce trebuie pentru aventură e pregătit. Acum urmează să mergem pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din România. Haideți cu noi! Să mergem, bucățică! Bucățică. Ne oprim și noi un pic aici la Penny să ducem niște sticle la reciclat, pentru că da, le cărăm cu noi aici în top case.
Nu le aruncăm, reciclăm. Mă duc să le reciclez și să iau ceva de mâncare, cât de cât. Să mâncăm și noi, da, ceva. La Penny, să ne dea bani că face reclamă. O să vină sticlele înapoi în top case, pentru că n-am cum să le reciclez. Sunt oameni, o grămadă, cu 5-6 saci, uriași, de aia de gunoi mari de tot. Aia s-au uitat și ură la mine când m-au văzut, au început toți să râdă și zice, dar ce, reciclezi 3 sticle? Pentru un leu 50 vrei să reciclezi 3 sticle? Proastă mentalitate. Mă duc să iau un sandwich. După cum se poate observa, micul nostru dejun va fi un sandwich cu șnițel de pui de la Penny. Nu e ce mi-am dorit, aș fi vrut să mănânc sincer. Nu știu, frate, o omletă undeva, un mic dejun simplu, da? Asta e bun și ăsta când n-ai ce mânca. Mamă, chiful ăsta chiar că e gumă de mestecat. Are niște susan deasupra, niște șnițel de pui cu maioneză, prietena mea dinamică. După cum știți, nu supăr nici maioneză, nici margarina. Da, asta e. Merge. Când ți-ai foame, mânci. Ce fin îl e, nu te mușcă de mână. Nu-i nimica, că am aici... conservă de cățel. Se pare că îi place conserva de la Penny. Am mâncat, acum să pornim la drum. Suntem la Pădurea Paradisului. Este un proiect artistic realizat de artistul vizual Mihai Țopescu și face parte din ciclul Manifest pentru Natură. După cum se vede, arată genial de frumos. Bucățica mea, ce face acolo? Ce v-ai uitat? Cred că trebuie să-ți găsești un copac mai gros. Nu există aici. Ei, nu. Eu zic că cel galben de acolo. Noi am mai fost aici acum mulți, mulți ani, când am vizitat Târgu Jiu și operele lui Brâncuș. Din păcate nu făceam YouTube. Am văzut și Pădurea Colorată, Pădurea Paradisului. Acum, în sfârșit, ne îndreptăm spre Transalpină. Nu se coboară așa de pe Adventure, trebuie să cobor pe scăriță, da? Mie mi se pare ciudat, nu știu, când mă urc e ok, dar când cobor e ciudat să cobor pe scăriță, nu știu, parcă sunt prea multe complicații. Este de fain. Bucățică motorul e acolo împreună cu cealaltă bucățică. E o zi superbă să te dai cu motoreta. Lumea mă mai critică că zic motoretă, că e motocicletă. Păi eu alin cum vreau eu. Sper să nu iau nicio căpuță. Sau să nu le iau pe toate de aici. Cerul este senin. Frumoasă, la natură, la libertate. Acolo pe unde mai ești motoreta noastră. Mai stăm puțin aici, admirăm peisajul, după care o să mergem spre pasul Urdele, 2145, este punctul cel mai înalt de pe acest drum, Transalpina. În față sunt niște domni care vând brânzică, cârnăciori, tot felul de gemuri, am mai luat și n-au fost bune, dar vreau să vă arăt floricelele astea superbe, mov. Așa o zi superbă, cum să nu vrei să te uiți pe mobră. Motocicletă. Eu îi zic mobră, să risc cu hate. Înainte ziceam drujbă, că aveam KTM-ul, dar acum nu mai e drujbă. E avion?
BMW-ul inițial a fost firmă de avioane, făcea motoare de avioane. Să ne continuăm traseul bucățică. Am ajuns în sfârșit la pasul Urdele, cel mai înalt punct de pe Transalpina. E un pic mai încolo, așa cum văd eu drumul, cred că mai sunt vreo 50 de metri aici în curba asta. Dar o să mergem și noi imediat. Bine că avem foarte mult loc de depozitare, 3 coburi. Suntem super. Bine, 2 coburi și un top case. Haideți să vă arăt priveliștea. Bate vântul, vai ce fain e. O zi superbă de-a dreptul. Mama mia, superb, superb. În orice poziție stau, fără un stai, iurea. Motocicliste! Ca să nu simt că l-am cărat degeaba, 2 kg, 200 de binoclu, mă ușor un pic cu el. Ia uite releul la care n-am ajuns. Bucățică de-apă l-ar văd cu ochiul liber. Ia uite, se vede casa de la București. Abonații noștri se văd acolo cum dau like și distribuie vlogul sau? Se văd, da, ia uite, unul se uită fix la vlogul nostru. Pentax. Da, binoclul ăsta l-a primit Bucățică, cadou de la Bucățică, adică de la mine. Acum foarte mulți ani. E de fapt un binoclu mai special. E binoclu astronomic. Dar eu îl iau oricând. După cum puteți vedea, a venit timpul în sfârșit să mâncăm ceva. Suntem la restaurantul Fortul Leul de Aur, de aici din Sebeș. Ne-am comandat câte ceva de mâncare, niște costițe de vită,
o ciorbă de burtă, că mi-era mare pofta, abia am venit acasă și vreau și eu să mănânc ceva bun românesc. Iar cealaltă bucățica mea și-a comandat un șnițel milanez, dacă am înțeles bine. De băut, o limonadă, multă sănătate la toți. Este ora 7 și un sfert, noi n-am mâncat decât sandwich-ul ăla de la Penny Amărât, dar suntem ok. A, da, bine, am uitat, bucățica mi-a arătat aici frapeu cu caramel. Oh, chiar că arată bine. Gustos? Numai că nu cine un pic de gust de rânceț. I'm sorry. Nu e foarte dulce. E ok, mie îmi place limonada mea, e așa mai dietetică. Da, e naturală. Vă spun la urmă cât ne-a costat totul și hai să vină o dată mâncare, că mă foame. Să trecem la acțiune. Ne-a venit ciorbica de burtă împreună cu un pic de smântână și o chiflă care e rece. Ciorba să fie bună. Pare destul de bogată, ia uitați, arată bine, de tot aș putea spune. Hai să gustăm totul, să vedem dacă se ridică la înălțimea așteptărilor sau dacă mi-e foame doar. De fapt, e ambele, mi-e și foame, vreau să fie și bună, să nu mă îngrașe prea mult. O să gust întâi așa în natur. Ciorba nu e ce trebuie. Burta nu cred că a fost curățată foarte bine. Are un gust extrem de puternic de vacă. Extrem de puternic, așa. De vacă cu balegă. Nu e deloc ce trebuie. Hai să gustăm smântâna. Smântâna pare destul de grasă. Arată ok. Smântâna e regională. E smântână adevărată, nu e din aia de la cutie sau ceva. Să gustăm și pâinea. Pâinea e bună. La fel pare făcută de casă. O să meargă foarte bine cu smântânața până când ne vine mâncarea. Sperăm ca restul să fie mai bun. Deci ciorba asta e nouă. Și 30 de lei. Avem aici o porție de costițe de vacă. Prezentarea e foarte frumos, cu niște mămăligă pe aici. Nu arată rău. Îmi trebuie să gust mămăliga. Mămăliga e bunicică. Merge. Să vedem carne. Aia e carne. Dacă e bună carne sau nu e bună carne. Miroase ok. Așa gustoasă. E fragedă. E făcută în sos de vin roșu. Asta chiar e bună. După ciorbica aia îmi căzuse față. Chiar e ok. Înăuntru mai avem niște salată. Dar e pusă puțin așa, ca să fie ceva verde în farfurie. E un pic de rucola cu radicchio și un pic de iceberg salat. E ok. Cealaltă bucățică și-a comandat un șnițel pe care l-a primit în formă de inimă. Este un șnițel milanez. Acum înțeleg și de ce are sos de roșii deasupra și un pic de cașcaval. Asta e inimioara, are și o roșie în centru, niște cartofi prăjiți aici. Ne vedem cartofii. Sunt reci. Să tăiem inima asta în două. Are niște ierburi în panadă. Are gust de Italia, are gust de pizza. Și puiul ăsta. Care șnițelul, sincer să fiu, nu e chiar pe gustul meu. Este foarte gros, dar e acceptabil. E mâncabil. Ciorba nu, smântâna da. Treaba asta e ok. Mâine sperăm să avem mai mult noroc cu mâncarea. Și da, nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share, să lăsați un coment și să ne urmăriți în următorul nostru vlog, în care o să vă prezentăm cazarea de aici din Sebeș și unde mergem noi în continuare cu motoreta.
hai că ne e foame astăzi. A fost mai multă acțiune și mai puțină mâncare, ceea ce nu prea ni se potrivește. E ora 9:05 și noi acum mâncăm. Masa la acest restaurant ne-a costat 191 de lei, un preț foarte mare, având în vedere că ciorba nu am consumat-o și am mâncat numai smântâna cu chifla. Îmi pare rău, cu siguranță mulți mănâncă de aici, dar ciorba a fost nașpa. Pur și simplu, burta nu a fost curățată destul, avea mirosul ăla pregnant, aiurea, rău de tot, foarte aiurea. Practic, ciorbă de burtă ca la coada vaci, cam așa este.